Bună ziua, dragi prieteni! Pentru că am văzut că ați fost foarte dezamăgiți de telenovela noastră, însă, sincer să fiu, ați luat-o prea în serios. Adică, ce se întâmplă acolo, știți și voi că nu era real, era ceva fictiv pentru amuzamentul vostru și nu știu dacă am voie să dau un nume, probabil v-ați dat seama din ce emisiune ne-am inspirat. Am vrut să facem ceva amuzant, vă dați seama că noi nu suntem așa în viața de zi cu zi, pentru că ne-ați cunoscut și altfel, da? Eu sunt acasă la părinții mei și mama mă filmează. Fac o plăcintă cu brânză. Ca să începem, deci avem nevoie de 2 ouă pentru blat, pentru aluatul nostru, pe care le voi sparge și le voi adăuga în castron. Peste aceste 2 ouă pe care noi le-am pus aici, trebuie să adăugăm o linguriță de sare. Așa, deci adăugăm o linguriță cam așa de sare. După care trebuie bătute foarte bine cu mixerul nostru. Deci uitați să abia să observ, e nici măcar o linguriță completă. Trebuie bătute aici. Trebuie bătute cam până la omogenizare. Gata, așa trebuie să arate compoziția noastră, pentru că sarea o crește în volum, deci de aceea am adăugat sarea. Și acum vom adăuga 4 linguri de fapt, de zahăr normal. Gata, așa cum trebuie să amestecăm din nou. Acum trebuie să adăugăm 9 linguri de ulei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și din nou trebuie să facem compoziția. Secunde uleiul cu compoziția noastră, trebuie să adăugăm 9 linguri de lapte rece. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laptele trebuie să fie neapărat rece, pentru că altfel nu vă iese. Și acum din nou trebuie să batem compoziția noastră. Adăugăm un plic de praf de copt pe care îl adăugăm aici la compoziția noastră. Așa. Și trebuie să mai adăugăm 12 linguri de făină. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gata. Acum trebuie să le batem, bineînțeles. Deci așa, dragi prieteni, se așează blatul aici în asemenea plăcintei care v-am făcut o seară cu mere, la fel este și aceasta cu compoziția. Trebuie jumătate lăsat într-un bol și jumătate prelinsă pe tava care v-am arătat-o mai devreme. Deci eu am finisat-o și acum o să o băgăm la cuptor pentru 10 minute, da, la 180 de grade și după o să vă revin cu următoarele detalii. Acum noi o să folosim brânză de vaci, dar dulce, atenție, trebuie să o punem aici la noi în bol, trebuie vărsată toată, da,
După care vom sparge două ouă și vom amesteca cu această brânză dulce. Așa, stai puțin ca să ne fie mai ușor. O vărsăm direct aici. Așa. Așa, deci după ce am pus brânza noastră, trebuie să spargem două ouă. Și să le adăugăm aici în compoziție. Două. Deci după ce am adăugat ouăle, trebuie să punem 4 linguri de zahăr. Una, două, trei, patru. După care amestecăm foarte, foarte bine toată compoziția asta. După care amestecăm toată compoziția. Trebuie amestecată foarte, foarte bine. Deci după ce am amestecat compoziția noastră, nouă ne plac safidele și o să adăugăm safide. Am pus o pungă întreagă. Așa. Și bineînțeles și ele trebuie amestecate cu compoziția. Așa. Încât să cuprindă toată compoziția, să fie uniform. Și bineînțeles, după ce blatul nostru va fi scos de la cuptor, trebuie lăsat la răcit, pentru că vă dați seama, brânza se va topi dacă o puneți fierbinte, peste blatul fierbinte. Trebuie lăsat la răcit, compoziția o băgăm la frigider până se termină blatul nostru de făcut și apoi o să vă arăt cum va fi uns blatul. Deci acum trebuie să punem compoziția aici în interiorul primului blat care l-am lăsat noi la 180 de grade, v-am explicat mai devreme. Trebuie să punem frumos uniform pe toată suprafața. Și apoi, bineînțeles, o să finisăm. Gata, acum o să finisăm puțin. O întindem bine, bine. Așa. Și apoi urmează să turnăm compoziția care ne-a rămas, pentru că v-am spus că în acel bol am mai lăsat jumate din compoziție. Deci eu am turnat blatul, am finisat și acum trebuie băgat la cuptor, doar că acum trebuie băgat pentru 40 de minute și vom reveni, bineînțeles, cu rezultatul. Deci plăcinta noastră este gata, plăcinta cu brânză. Acum o să punem foarte, foarte puțin zahăr, o să-l întindem oricum. Deci nu trebuie cantitatea așa mare. Așa, și o să întindem bine cu această pensulă. Uniform. Gata, și acum o să vă arăt cum a ieșit după ce o voi tăia. Acum trebuie tăiată. Se taie foarte bine pentru că este și fierbinte, dar este și foarte fragedă. Deci merge foarte simplu. Și o voi tăia cu bulețe.
Deci cam așa arată plăcinta. Acum o să o scot pe farfurie și o să vă arăt și vouă. Uitați, prieteni, cum arată plăcinta mea cu brânză și stafide. Deci nu vă mai spun cum miroase, că vă dați și voi seama că miroase de bine. Aștept în comentarii să-mi spuneți dacă vă place cum gătesc și dacă vă place cum m-am schimbat acum. M-am făcut gospodină. Să nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube.